Noi își sărbăm Ziua Mediului și protestăm, da? Da. Numai că unii stau deoparte, cred că se aripa revoltată a partidului. Bonjour! Dăm și cu stânga și cu dreapta. Partidul Verde la protest. Așa protestează verzii. În loc să sărbătorim, protestăm! În una din cele mai bune din sărbătorim! Protestăm și ne revoltăm! Sărbătorim prin protest Ziua Mediului, Ziua Mondială a Mediului. Guvernul și Ministerul și Inspecția Ecologică nu ne apără. Cine e ministru? Dar nici nu știu cine e ministru, e cu agricultura împreună. Oricum e demisionar și după luna august o să avem alt ministru, poate ministră, poate mai de treabă. Nu mai poluați! Nu mai tăieți pădurile! Luați-mă biciclete în loc de mașini! Auzi, strâși biciclete și pantulete! Vorbi jos! Auziți, da? Acum spunem, hai spunem ce spunem. Vrem mai curat? De 5 ori tare, spunem, bine? Hai! Vrem aer curat, dar nu poluat! 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 Ei, băi! Acela procesul nu sunt două aeri, una care e spiritul, alta care e scandeală. Salvați râul Nistru! 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 Vrem apă curată! 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 Acolo, din păcate! Nu mai tăieți pădurile, protejați-le! Tăiați pădurile! Vrem să tăiați pădurile! Inundațiile se întâmplă din cauza asta! Din cauza deșeurilor, biosfera nu poate să susțină apa, precipitațiile care le avem acum. Din cauza tăierilor, deșeurilor, aceste inundații pot să se întâmple. Dacă ar fi fost copaci peste tot, ar fi suportat aceste inundații, aceste ploi care au avut loc acum. Și fâșiile forestiere nu le mai tăiați, că duce la degradarea solului și o să transformăm în museu de grabă. În sud, încolo, deja se deșertifică solurile Moldovei, se transformă în nisipuri. Și poluarea ajută la acest proces de deșertificare de care spune colegul. Implementați o strategie clară în domeniul împăduririlor țării noastre. Nu înțelegem cât, cine, cum împădurește țara asta. Faceți o strategie clară, ați adoptat strategii peste strategii până în anul 2030, 2024, 2027. Să fie implementate aceste strategii, să fie clar cât și cine va împăduri. Vor să vină oameni competenți de acolo. E liber, da, liber. Ministrul mediului este responsabil chiar dacă e demisia și peste jumătate de oră. Vrem verdeață, nu betoane! 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 A tine merge pe Facebook? Nu, asta înregistrează pentru YouTube și pentru toate cele. Nu, am gândit că e indirect, e master. Și de-asta grăie la telefon, credeai că e indirect, da? De obicei... Ministrul mediului, chiar... Președinția a elaborat un plan ca să reîmpădurească 10%, dar este nevoie de mai mult și în mai scurt timp. În 5 ani să reîmpădurim, dacă o să ajungem la 30% o să fie foarte bine, dar este posibil așa ceva. Este viitorul vostru! Da! În loc de o țară mică și curată, mai bine o grădină verde și curată, dar în câțiva ani. Las că este efectiv, efectiv, las că... Echipa e mare, echipa e mare. Ei pleacă? Vopsie, nu organizăm nimic. Iau și leapă, așa la aranjor. Dați-mi șarpă. Da, domnul Gheorghe. Dați-l lui băiat și-ala jalet ca să fie mai efectiv. Nu mai ai un jalet de ăsta? Ia că mai vine unul. Hai, vină și... Domnul Gheorghe! Domnul Gheorghe! Să-ți dau mai iau, da? Mulțumesc! Și nu-i semnat. Mă rog, cum scrie? Deci nu-i declarat de domnul Gheorghe. Domnul Gheorghe, da. Și n-am și eu una de asta, e că de asta eu merit. Dar erau multe, dar închis o fi. Da, mă, nu e. Mă tot adresai cum a ta, vă câte, nu? Erau multe, să vii pe vremuri. Eu? Am să aduc vă 5 fie de aici, de cele frumoase, păi tot să-ți vii la... Trebuie să aduci, amuia. E amuia, dar... Cât mai multă lume, e mai gine. Să le invit eu aici, să îmbrace, dar dacă n-ai jalete, ce să fac? E fără jalete... Ai spus că la oficiu sunt, și în jale astea sunt așa de spune. Fără jaletele și... Nu-i tot... Asta-i față, e față, înțelegi aia. Da, și scris la mata aici, fiindcă, bâc, what... Vrem, fiindcă, bârghiu, uaț, vrem. Dumă, iubă, bârghiu, bârghiu, a, bârghiu. Ziua Mondială a Mediului! Da, 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 Iaponia. Protestul lui este făcătoare. Dreptul la un mediu curat este un drept constituțional care trebuie garantat și țara noastră nu prea se garantează. Ministerul Mediului este considerat cel mai neimportant minister. Când de fapt este ministerul viitorului. Este important ca Ministerul Mediului să nu fie împărțit politici, de obicei acolo ajung cei mai neimportați și îți ia acest portofoliu. Ministerul Mediului este unul de viitor, dar niciun ministru liberal care a fost Valeriu Munteanu nu a abordat Oleg, oprim? Oprește, butonul de sus.